În această după-amiază, Biroul Electoral Județean Buzău și-a încheiat activitatea după înmânarea noilor deputați și senatori a certificatelor alegerilor în Parlamentul României. Ceremonia a avut loc la sediul Bej Buzău, în compania acestora și a primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, și a râmnicianului Sorin Cârjan. Ne vom respecta promisiunile. Din acest moment, Partidul Social Democrat nu va mai face declarații politice. Ne punem pe treabă, vom trage toți ca o echipă la aceeași căruță, în aceeași direcție, atât în structurile centrale guvernamentale, în Parlament sau în structurile locale administrative. Încă o dată mulțumesc la buzoieni pentru votul acordat. Primarul Constantin Tomaș dorește ca problemele municipiului Buzău să fie rezolvate în Parlament, într-un timp cât mai scurt. Un prim punct îl reprezintă salarizarea și dezvoltarea economică. E o problemă generală. Deci nu poți să ai o echipă deosebită dacă nu ai și salarii un pic mai mari. Deci nu este posibil tineri ca voi să vină în primărie cu studii superioare și să aibă salariu minim pe economie. Nu e posibil așa ceva. Mi-am propus pe un nou organigramă care sunt convins că voi reuși să o impun, să aduc foarte mulți tineri. Dar dacă aduci foarte mulți tineri pe salariu minim, pe economie, nu cred că voi avea foarte mulți tineri de valoare. Din păcate, este o realitate. În același timp, competențele primarului sunt extrem, extrem de mici. Extrem, extrem de mici. Deci poți să faci mult zgomot, dar competențele tale sunt extrem de limitate. Lucian Romașcanu, senator din partea PSD, consideră că noua sa funcție reprezintă o mare responsabilitate în fața cetățenilor, în timp ce Ionela Dobrică speră la un viitor mai bun pentru tineri. Simt ca o foarte mare onoare și o foarte mare responsabilitate. Am avut momente noastre de bucurie, ați fost parte la ele, dar cam atât au fost atunci, pentru că deja gândul nostru merge către ceea ce avem de făcut acolo. Și vom face, avem un program de guvernare, avem un draft de buget care se va vota cât de curând și sper să fiți mândri de noi și de fiecare dată când vom fi în Buzău și vom fi des, să ne întâlnim să vă spunem lucrurile bune pe care le-am făcut. În urma scrutinului din 11 decembrie, Partidul Mișcarea Populară are doi parlamentari, deputatul Adrian Mocanu și senatorul Dorin Bădulescu. Am înțeles și mesajul electoratului și electoratul a înțeles mesajul nostru. Vreau pe această cale, prin dumneavoastră, să mulțumim electoratului care ne-a acordat încrederea. Eu le promit că nu-i vom dezamăgi, vom face în continuare opoziție în județul Buzău, vom fi singurul partid, cum am și demonstrat-o pe timpul campaniei electorale, cât și înainte, că suntem singurul partid care facem opoziție la actuala guvernare din județul Buzău. Pe viitor eu sper ca proiectele pe care le-am propus pentru Buzău și pentru buzoieni să coincidă cu agenda cetățenilor și acestea să poată fi transformate cât mai repede în proiecte de lege. Știți foarte bine că am propus niște proiecte de lege cu care am atras atenția buzoienilor și care mi-au acordat încrederea pentru a dobândi acest mandat de senator. Buzăul a trimis în Parlament 3 senatori și 7 deputați. Este vorba despre Lucian Romașcanu și Liliana Sbârnea din partea PSD și Dorin Bădulescu din partea PMP în Senatul României și de deputații Sorin Lazăr, Ionela Dobrică, Dănuț Păle, Marcel Ciolacu, Sebastian Radu din partea PSD, Cristinel Romanescu din partea PNL și Adrian Mocanu din partea PMP.